Domnule Apioc, un meci mai greu decât putea să fie. Ni l-am făcut mai greu noi, prin greșeli, dar felicitări băieților pentru atitudine, pentru modul în care au lucrat împreună astăzi, pentru modul în care au fost de uniți și atitudinea lor care, după pauză, a fost una și mai pozitivă și au avut încredere în ei și în forțele lor ce pot să facă. Ce urmează pentru echipa națională acum? Jucătorii se vor întoarce la cluburi, trebuie să avem grijă că ei să fie în cea mai bună formă pentru perioada următoare, care este o perioadă foarte importantă pentru noi, ca ei să crească și în momentul în care ne vom întâlni pentru pregătirea de Cupa Mondială, ei să-și îmbunătățească în primul rând pregătirea fizică și după aceea detaliile tehnice care le-au de îmbunătățit fiecare pe postul respectiv. O concluzie la cal după această ediție a Rugby Europe Championship, v-ați îndeplinit din obiectivele propuse la început? Nu, trebuia să jucăm de la ora 20 astăzi, ăsta era obiectivul nostru și cred că ne-a costat foarte mult meciul din Portugalia și asta m-am suferit pentru că automat dacă câștigam în Portugalia, jucam acasă semifinala cu Spania și zic eu că puteam juca finala mare în seara asta, dar este ceva de învățat pentru toți. A fost partea pozitivă din punctul meu de vedere, am reușit să vedem câțiva jucători noi, să știm când vom face selecția pentru pregătire, va fi un lot mai lărgit, din care să eu sper ca jucătorii să ne facă viața grea prin evoluțiile lor de la club, când vom face selecția și să reușim să avem alegerile cele mai corecte.